Cei 23 de copii din centrul maternal al municipiului Târgu Jiu se pregătesc de noul an școlar. Cu toții vor avea parte de condițiile necesare studiului în cadrul centrului de zi, dar și de rechizite pentru a-și desfășura activitatea școlară așa cum trebuie. V-ați pregătit pentru acest început școlar? Ați achiziționat deja rechizitele? Avem totul achiziționat, e totul pregătit, totul în ghiozdănele. Așteptăm să vină copiii care nu sunt acum în centru, pentru că și-au manifestat dorința să petreacă vacanța cu părinții acasă. Acum când o să înceapă școala, o să vină și o să găsească ghiozdănelele făcute doar să meargă la școală. Copiii care beneficiază de serviciile centrului de zi au vârste cuprinse între 6 și 18 ani și provin din familii cu o situație materială precară. Capacitatea centrului de zi este de 20 de copii. V-am zis, avem 23, deci suntem peste capacitate. Dar atunci când suntem anunțați că există o situație dificilă pentru un anume copil de la un anumit liceu sau școală, se face loc, nu se pune problema și încercăm să remediem, să rezolvăm problemele. Avem parteneriate cu toate școlile din oraș și suntem anunțați când apare un copil cu probleme financiare, încercăm să-l ajutăm. În cadrul centrului, copiilor le sunt oferite condițiile de studiu, dar și 2 mese calde pe zi. În schimb, aceștia sunt conștiincioși și se țin de învățătură. Toți cei 23 de elevi aflați în prezent în evidența centrului au terminat anul școlar cu note mari și fără corigențe.